infecțiunea mai complexă și un tratament complet, definitiv, propriu-zis, nu există decât îmbunătățiri. Probabil că în timp vor mai fi nevoie de intervenții. Chiar ca să fac minim, pentru că intervențiile mari sunt mutilante, pot lăsa urme foarte urâte și nu cred că era cazul în acel moment. Încă nu este cazul. Credeți că ar putea recurge la o astfel de intervenție mai drastică? Foarte drastică, nu, dar cred că din când în când va trebui să mai încerce să mai scadă din edem. Cred că să scape complet de problemă e greu. Este posibil ca în timp să se ajungă la amputarea picioarelor, pentru că s-a vorbit la un moment dat de lucrul acesta? După părerea mea, nu. Deci asta ar fi o măsură absolut, că în secolul 21 așa ceva, nu. Va trebui să avem multă grijă la eforturi excesive, la să evite loviturile în zona respectivă care pot fi periculoase. Un tratament complet și definitiv nu există. Să găsească metode prin care să alterneze cu repaus, cu odihnă, cu drenaj limfatic, cu masaje. În perioada aceasta care a trecut de la intervenției până acum, v-a mai vizitat, a mai venit la controle la dumneavoastră? Atunci, după operație, am mai fost, pe urmă n-am mai văzut-o, doar cred că am avut telefonic, părea ok, se mai plângea de unele umflături, dacă am atât. Dar nu probleme grave, nu? Nu, nu, nimic. N-am mai văzut mai bine de un an. În momentul în care ea a ajuns la dumneavoastră pentru acea intervenție, erau vizibile acele vânătăi? Da, erau vizibile pe față. Vânătăi, probabil nu sunt vânătăi, ci vase de sânge care se văd prin piele. Din păcate, deja e destul de tardiv și foarte greu, deci nu cred că poate fi ștearsă această urmă. Se prezintă la mine cu edeme și dureri la nivelul gambelor și picioarelor, dilatare vasculară anormală de pe gambe, care îi comprimă puțin pielea și circulația, și la efort sau când stă mult în picioare sau activitate mai intensă determină dureri. Din ce motiv ar putea apărea o astfel de afecțiune? Deci pot fi fie congenital, de să te naști cu ele, dar să nu apară de la început și mai târziu în cursul vieții, fie pot fi consecința unui traumatism care să lase niște hematoame care încet, încet se transforme în astfel de dilatații vasculare. Sau un accident foarte mare, sau lovituri repetate. Ne-am întors.